Salutare, bine ai venit la un nou vlog. Astăzi o să vorbesc din nou despre fotografia de stoc. Acum nu mai țin minte dacă am înregistrat și pe canalul în română, pe acest canal, un film despre fotografia de stoc. Dacă nu, atunci în descrierea filmului ăsta o să las linkul către filmul de pe canalul în engleză. Poți să te uiți, poți să urmărești. Tot ce am zis în filmul ăla rămâne valabil. Toate sfaturile care vin din propria mea experiență rămân valabile. Dar pur și simplu s-au întâmplat câteva chestii anul ăsta care mi-au schimbat destul de mult felul cum privesc eu în momentul de față fotografia de stoc. Ce am observat eu de-a lungul anilor este că veniturile din stoc, cel puțin în cazul meu, au scăzut. Mai sunt și alți prieteni pe care am și a căror venituri au scăzut din fotografia de stoc. În momentul de față aplaudesc pe Shutterstock și Adobe Stock, că probabil asta era una din întrebările din comentarii. Și în continuare, Shutterstock este principalul site, este site-ul de unde fac, să zic așa, cei mai mulți bani. Și astea sunt singurele site-uri pe care aplaudez. Nu bat capul să bag pe mai multe site-uri. Asta e decizia mea. Acum, hai să discutăm despre ce s-a întâmplat de mi-a schimbat mie așa radical modul în care văd fotografia de stoc. Ceea ce am zis eu în filmul anterior despre chestia asta este că stocul este un joc al cantității la o calitate decentă aplaudată constant. Nu poți să te gândești la stoc ca ceva de genul am aplaudat 3 poze azi, 10 poze peste o săptămână și alea o să se vândă și mie o să-mi vină niște bani. Nu merge așa. Este o chestie în care trebuie să investești timp. În fiecare zi trebuie să creezi câte ceva. Nu trebuie să aplaudezi neapărat în fiecare zi, dar de vreo 2, 3, 4 ori pe săptămână, ideal cam așa e, cam de vreo 3-4 ori pe săptămână, trebuie să aplaudezi câte ceva, pentru că altfel fotografiile tale se vor duce undeva, se vor pierde în site-ul respectiv. Deci, asta este ceea ce trebuie să faci. Acum, eu niciodată n-am văzut stocul ca fiind o sursă principală de venit pentru mine. A fost una din sursele mele de venit. Ca fotograf de peisaj full-time, care trăiesc în România, deci numai din asta îmi plătesc facturile, numai din fotografie de peisaj, trebuie să ai foarte multe modalități de a face bani și stocul este una din acele modalități. Acum, am fost conștient de la început că nu mă pot pune cu conturile mari. Ei aplaudează mii de imagini în fiecare săptămână. Adică am știut că există o competiție foarte puternică și pur și simplu am citit termenii. Chiar dacă nu erau așa de avantajoase, chiar dacă nu plăteau atât de bine per imagine, am decis singur, ok, mă bag în chestia asta, încep să-mi construiesc un portofoliu pe site-urile astea de stoc. Acum, chiar dacă eu am văzut de-a lungul timpului că veniturile mele au scăzut din stoc, întotdeauna am zis, bă, e un venit, merită să îl mențin. Ce s-a întâmplat în luna mai anul ăsta este că Shutterstock a zis, bă, noi nu vă mai dăm banii pe care vi-i dădeam. Noi o să facem o schemă nouă, o să începeți cu toții, când începe anul, toată lumea câștigă 0,1 dolari per imagine și în funcție de câte imagini vindeți, vă calificați la un nou nivel de câștiguri. Chiar dacă ești la ultimul nivel, tot vei avea imagini care se vor vinde cu 0,1 dolar, așa că nu scap de chestia asta. Și când trece anul, se resetează treaba asta și o iei iarăși de la capăt. Acum ei au zis că au făcut chestia asta ca să răspundă competiției care există în momentul de față în piață ca agenții care vând fotografii de stoc și filme și pentru a oferi în același timp tuturor o șansă egală să câștige în mod în același mod. Au avut o exprimare foarte pompoasă, așa, care pe scurt înseamnă ceva de genul, bă, voi să câștigați mai puțin bani, ca noi să câștigăm mai mulți bani. Și drept dovadă așa și este, că încasările Shutterstock au crescut. Nu s-au diminuat prin chestia asta, prin care au vrut să dea șanse egale la toată lumea. Și asta este lucru care s-a întâmplat
și care m-a făcut să privesc totul cu un pic de scârbă. Pentru că în momentul de față, decizia mea de a continua întreținerea acestor portofolii nu mai este una voită, ci este una pur și simplu, sunt pus într-o situație în care portofoliul este acolo, este construit, produce niște bani, nu mai sunt, sunt niște bani pur și simplu, nu e o sumă, să zici, boaze, e o sumă de bani, dar eu dacă decid să închid contul, pur și simplu acea sursă de venit dispare complet. În ritmul ăsta s-ar putea la un moment dat să dispară. În vreo 10 ani de zile s-ar putea Shutterstock-ul să anunțe că veți câștiga 0,01, 0,001. N-ai de unde să știi chestia asta. Deci asta este cumva în momentul de față, sunt nevoit să continui și dacă nu aș fi avut niciun portofoliu construit pe Shutterstock, nu știu dacă... Nu știu dacă aș fi încercat să-mi construiesc un portofoliu, pentru că să fii la început acum, e foarte greu să ajungi la o sumă de bani consistentă pe lună. Probabil ei au văzut o avalanșă pur și simplu de contributori și au zis, bă, la câți oameni sunt și la câte fotografii se pun, na, n-au decât să nu le convine să plece. Știi? Și cui nu-i convine să plece. Chiar așa a și fost. După ce au anunțat chestia asta, mulți au fost nemulțumiți, au început, bă, ce face Shutterstock? Noi trebuie să boicotăm Shutterstock-ul, noi trebuie să ne închidem conturile, noi trebuie să facem grupuri pe Facebook unde să protestăm, să batem din palme, să anunțăm site-urile mari. Au scris site-uri mari despre chestia asta. Unii și-au închis conturile, Shutterstock a făcut și mai mulți bani, iar conturile alea închise au fost, știi, ca acu în căruța cu fân. Cum nu găsești acu în căruța de fân, așa nu știi ce, nici conturile care s-au închis. Deci nu s-a întâmplat concret nimic negativ pentru Shutterstock. Pur și simplu, unii oameni nu mai câștigă bani de pe urma vânzării fotografiilor prin Shutterstock și cu asta basta. Dar în rest nu s-a întâmplat absolut nimic. Acum, ceea ce încerc eu să fac este nu să înlocuiesc sursa asta de venit, stocul. Asta rămâne la nivelul la care este. Dar încerc să îmi monetizez fotografiile și în alte moduri. Și acum, dacă tu, cel care te uiți aici, vrei să mă susții pe mine sau acest canal sau pur și simplu ideea asta că, băi, să avem și noi, nu știu, să contribuim cu ceva la susținerea unui om care trăiește din fotografie de peisaj, în linkul acestui, în descrierea acestui film vei găsi un link. Eu încerc să-mi creez în momentul de față și propria marfă, ca să zic așa, știi? E mai simplu de explicat în engleză, dar în română ceva de genul încerc să monetizez fotografiile, desenele pe care le fac, frazele pe care le spun, prin printarea lor pe tricouri sau printuri de astea pur și simplu pe perete, dacă vrei, canvasuri, pe căni, pe carcase de telefon, pe sticle, pe șervețele, pe prosoape, pe absolut orice vrei tu, măști, da? Deci acum sunt la modă măștile, dacă vrei o mască cu fotografiile mele, dai click pe linkul de mai jos și îți iei o mască cu fotografiile mele. Nu pot să zic că îmi pare rău pentru ce se întâmplă, pentru că am învățat de-a lungul anilor că întotdeauna anumite lucruri se ridică și anumite lucruri coboară. Greșeala pe care o poți face este să îți bazezi întreaga strategie de venituri pe un singur venit, care vine dintr-o anumită sursă. Nu are nicio importanță dacă tu controlezi sursa sau nu. Deci putea să fie și site-ul meu pe care eu să-mi vând propriile fotografii, dar și ăla poate să cadă într-o zi. Pur și simplu, ți-l dă cineva jos. Și ai pierdut și acolo banii. Deci nu-i ceva sigur internetul. Eu aș putea să-mi construiesc propriul site și să vând propriile fotografii, dar banii pe care ar trebui să investesc eu în reclamă inițial până când încep să vând propriile fotografii, momentan nu i-am. Pentru că 2020, cum să zic, ca fotograf de peisaj, nu, full-time nu câștigi nu știu câți bani, dar când apar și anumite restricții, când oamenii nu se mai mișcă, când toate lucrurile astea se întâmplă, pur și simplu, știi, toată lumea e afectată. Acum, încă o chestie la sfârșitul filmului ăsta, eu am și programul de online mentoring care începe să meargă și sunt oameni care sunt interesați de programul ăla. În principal, de ce? Pentru că în banii ăia, în 800 de lei, primești și 4 cursuri din partea mea și atenția mea, care este 1 la 1, numai eu cu tine,
timp de 30 de zile. Nu trebuie să fie 30 de zile fix, mai poți să mai sar câte o zi sau așa, dar practic în fiecare zi tu îmi trimiți un e-mail cu câte o poză și niște întrebări și primești de la mine înapoi un filmuleț în care îți explic cum aș edita poza aia, ce ai făcut bine, ce ai greșit, ce sugestii am și răspunsurile, bineînțeles, la întrebările alea. Iarăși, dacă ești interesat de fotografia de peisaj și vrei să evoluezi, tot în descrierea filmului ăsta ai link și către programul de mentoring. Acum, în comentarii scrieți și voi. Dacă voi câștigați din fotografie de stoc, cât de mult v-a afectat chestia asta cu Shutterstock-ul? Cât de încântați mai sunteți față de cât ați fost la început? Pentru că la început toată lumea e entuziasmată, că de-aia începi să faci fotografie de stoc și începi să-ți construiești un portofoliu. Că ești entuziasmat de ideea asta. Pun pozele acolo, eu să vând, vine un bănuț și n-am nicio... pentru care eu nu fac absolut nimic, știi? Nu știu, scrieți și voi ce vreți. Și până data viitoare, nu uitați să continuați să fotografiați, că e singura modalitate de a deveni mai buni. Mersi de vizionare, pa, pa!